Domnul să fie lăudat. Îi mulțumim lui pentru seara aceasta, pentru toți cei care au slujit. Zicem, Domnul să-i răsplătească și pe noi să ne ajute tot Domnul să împlinim ceea ce am auzit. Amin. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, idei despre o temă și anume Duhul sau Firea, două sisteme diferite de poziționare spirituală. Suntem obișnuiți, foarte obișnuiți cu sistemul acesta geografic de poziționare pe care îl știm cu toții, GPS-ul, și am putea și în seara aceasta, recitind versetul 16 din Galateni 5, unde spune așa: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Am putea să ne gândim la două sisteme de poziționare spirituală și o să vedem imediat elementele acestor sisteme, dar înainte de asta vreau să vă spun că am pățit-o chiar geografic vorbind și pământește vorbind. Eram în Italia odată cu un frate din biserica noastră, cu un frate slujitor, și GPS-ul ne-a dus undeva într-o pădure, în loc să ne ducă într-o localitate. Am aflat ulterior și de alte lucruri mai grave decât ce am pățit noi. Un om s-a luat după GPS și tot după aparat, erau coordonatele date greșit, nu știu cum, erori, poate vremea rea care era acolo. Și omul ăsta a ajuns undeva la marginea unei prăpăstii, avea vreo 10 centimetri, cam așa, 10 centimetri, și era un gard cu sârmă ghimpată și omul s-a oprit în gardul acela și a mers să uite 100 de metri adâncime, o prăpastie. Vă dați seama unde s-ar fi dus omul acesta pentru că l-a dus greșit GPS-ul. Dar acum mergem pe teren spiritual sau pe tărâm spiritual. Eram copil și la un moment dat părinții mei au adus o remorcă mare, mare, mare de fân de la țară și trebuia descărcată și pusă undeva acolo sus, în grajd, deasupra grajdului. Și noi am zis, ne pare rău, lucrarea Domnului e lucrarea Domnului, noi mergem în misiune. Și am lăsat baltă pe părinți. Și trebuie să cheme pe alții să-i ajute. Și au zis, mă, nu mergeți, măi, că ascultarea de părinții temelia pocăinței. Și așa, nu, noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Eu aveam atunci vreo 16 ani, fratele meu avea vreo 18 ani și noi am mers să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și am plecat, am avut și piedici destul de multe, că n-am găsit mașină să ne ducă, până la urmă, cumva am dat de o mașină, ne-am dus. Noi cântăreți eram atunci, am luat un predicator cu noi și să plecăm în județul Alba, nu știu unde, aveam noi fixată ideea că mergem acolo. N-am avut GPS, dar vorbesc despre GPS spiritual, adică de sistem de poziționare spirituală, ori firea, ori Duhul, o să vedem imediat. Noi atunci ne-am luat dintr-o pornire firească. N-avea nevoie Roșia de Secaș de noi. Avea o mulțime de oameni acolo. Era o seară plină de proroci, de văzători și de predicatori și cântăreți. Nu era nevoie de noi, dar noi am mers să facem lucrarea Domnului, neascultând de părinți. Și atunci ajungem în drumul nostru, undeva într-un loc, nu știam direcția, am întrebat pe un om, auzi, ne ajungi, ne-a ajut, cum să nu? Luați-vă după mine și țineți. Și ne-am ținut după omul acela. Mașina noastră în spatele mașinii lui, ne-am tot dus, omul a intrat într-o curte, noi ne-am dus înainte. Am ajuns într-un loc și era o tablă și scria spre rampa de gunoi. Am zis, no, asta e bună, acolo ajunge cine n-ascultă e Dumnezeu. Și am venit acasă și le-am zis la părinți, uite ce am pățit, așa v-a trebuit că n-ați ascultat și Dumnezeu v-a dat o lecție. Vedeți, asta se întâmplă atunci când mergem, din punct de vedere spiritual, după firea noastră pământească, neascultare, gânduri firești, înclinații firești. Dar vreau să vă spun o altă latură, aceea a înclinațiilor sau a orientării pe linia duhovnicească. Am cunoscut în Someșeni pe o soră cu numele de Sâia. Sora asta avea 92 de ani când a plecat la Domnul și la un moment dat eram împreună cu mai mulți frați, cu mai multe surori, la căpătâiul ei că paralizase. Nu mai putea să vorbească, nu mai avea nicio putere și era pe pat întinsă și noi ne rugam lângă ea.
La un moment dat se termină rugăciunea și unul dintre noi s-a apropiat de ea și a pus așa mâna pe bătrânica asta și a zis: vai săraca sora Sâia. În momentele acelea, nu știu ce s-a întâmplat, dar a venit de la Dumnezeu o putere peste ea, paralizia i-a fost vindecată, i-a dispărut și a început să vorbească. A ridicat o mână spre cer și a zis așa: eu nu sunt săracă, eu am un castel în ceruri. Am zis: bine, dar ne primești și pe noi. Vă primesc, atâta loc am acolo. Și ca să vă spun ce GPS spiritual, vorbesc în ghilimele, avea femeia asta. Femeia aceasta s-a întors la Dumnezeu și soțul ei a divorțat de ea. El era mare în Partidul Comunist de atunci și a alungat-o pur și simplu din casă. Femeia asta s-a dus în Someșeni, au mers mai mulți frați și ei și sorei ei le-a construit o casă, o căsuță mică, și de atunci și până la finalul vieții ea nu s-a mai căsătorit. Și ce făcea asta în fiecare zi? Pentru că vorbim de roada Duhului. Femeia asta lua un borcan cu supă, cu mâncare, cu ce avea pe acasă și se ducea la spital. Bătea de la ușă la ușă la saloane și spunea: este cineva aici care nu are pe nimeni? Și dacă întâlnea pe cineva care nu avea pe nimeni, mergea și ducea mâncare și vorbea de Domnul. Așa a reușit femeia asta să-și adune în cer materiale de un castel, fraților, de un castel, vă dați seama? Asta înseamnă până la urmă poziționarea adevărată spirituală. Și haideți să intrăm în tema noastră. Textul din Galateni ne vorbește despre o poziționare, o numesc eu, actuală. Și poziționarea asta actuală, noi o facem, bineînțeles, în funcție de timp și spațiu. Dar mai există, dacă vorbim de partea spirituală, există și factorul de stare. Deci eu, în momentul de acum, mă aflu în Albini, ăsta e un loc, mă aflu în timpul acesta, data de azi și ora care este afișată, dar trebuie să am și o stare spirituală bună ca să pot să pornesc de aici într-o direcție bună. Și uitați-vă, în Galatia ce probleme erau? Capitolul 1 cu versetul 6, ca să vedem poziționarea lor. Spuneam două sisteme de poziționare spirituală, Duhul sau Firea. Prima, poziționarea lor actuală, a celor de atunci, Galateni 1 cu 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Versetul 8. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă predice o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am predicat-o noi, să fie anatema. Vedeți, asta era o poziționare rea și anume nestatornicia. Este și subtitlul aici, nestatornicia galatenilor. Uitați-vă și în capitolul 3, tot la fel, de la versetul 2. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechibzuiți, după ce ați început prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească? Ei aveau o poziționare greșită, greșită. Și mergem mai departe, al doilea lucru pe care îl extrag din textul nostru, semnalele transmise. Uitați-vă ce spune în Galateni, capitolul 5, versetul 16, prima și a doua parte. Există semnale transmise de Duhul Sfânt, așa cum tu ești la mașină, la volan și ai sistemul ăla de GPS și îți arată semnalele, eventual vezi că e full sau nu. Și uitați-vă ce spune aici, umblați cârmuiți de Duhul, există semnale care vin de la Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești. Deci observați, fraților și surori, o poziționare actuală, spuneam, locul, timpul și starea în care suntem. Apoi, semnalele transmise, le transmite fie Duhul Sfânt, fie firea pământească. 3. Explicații suplimentare la aceste semnale. Știți că aparatele noastre au de multe ori un butonel și apeși pe el și acolo sunt detalii. Îți dă mai detaliat ceea ce conține starea, situația respectivă. Și acum uitați-vă la explicațiile pe care ni le dă aici, versetul 17, niște detalii speciale. Și spune aici: căci firea pământească poftește împotriva Duhului.
și Duhul împotriva firii pământești. Astea-s detalii, sunt explicații suplimentare. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Și aici scrie mare pe ecranul vieții mele. Așa că nu poți face tot ce vrei. De ce? Uite detaliile. Și mergem mai departe. Și uitați-vă stațiile în care geografia de pe harta noastră spirituală ne opresc. Și există aici o hartă a păcatelor și o hartă a virtuților. Harta viciilor, harta virtuților. De la versetul 19 în jos, uitați-vă ce hartă. Și ne putem verifica, măi, oare eu mă duc în direcția bună? Dacă cumva, uitați-vă, prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idoli, vrăjitorie, vrajbă, ceartă, zavistie, mânie, neînțelegere, dezbinare, certuri de partide, pisme, ucideri, bețim, buibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Eram într-o zi, într-o familie și printr-un frate a fost o descoperire la soțul sorei care era în familia respectivă. Frate, i-a spus acel suflet, frate, zice, am văzut în dreptul tău că era o sabie, dar sabia ta era murdară. Și a zis, a fost sincer omul, a zis, da, da, sabia mea e murdară că i-am dat o palmă la nevastă astăzi. Vedeți? Păi dacă ajungi la așa ceva, înseamnă că harta ta indică ceva rău, ceva greșit. Ai luat o direcție care nu este bună. Și atunci Domnul vine și spune, stop, nu-i bine. Mi-am notat aici pe o hârtiuță din Noul Testament pe înțelesul tuturor o explicație la cuvântul neînțelegere, neînțelegere. Efortul permanent, neînțelegere și dezbinare, efortul permanent de a obține pentru tine tot ce e mai bun, nemulțumirea față de tot felul de critici, impresia că toți ceilalți sunt greșiți și numai cei din grupul tău sunt buni. Vedeți, sunt lucruri care ne vorbesc, pe unde ne aflăm, în geografia noastră spirituală. Și Domnul vine și spune, dacă ai ceva din lista asta, ceva nu este în regulă. Uitați-vă, haideți să citim în Romani, în capitolul 8, cu versetul 5, ca să vedem că Apostolul Pavel, de fapt, el a mai vorbit despre aceste lucruri. Romani 8, cu 5, prima parte. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii pământești. Asta înseamnă o hartă, să o numim așa, a viciilor. Vine firea și îmi dă îndemnuri, și imediat îmi aruncă în fața mea lucruri ale firii pământești. Astăzi mă supăr, mâine mă enervez, poi mâine mă mâni și așa cum spunea cineva, las pocăința deoparte 5 minute. Dar nu mai găsești după aceea, asta e problema, că ai lăsat-o deoparte 5 minute și ți-a ieșit din fire și ai făcut ceva, dar nu mai găsești după aceea. Și atunci, vedeți ce spune Apostolul Pavel? Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, semnalele transmise, vorbeam de semnale, vine firea pământească și aduce niște semnale, măi, fă așa, fă așa, spune-i, răcorește-te. Și atunci, imediat, omul, orică ascultă de ea, uitați-vă la partea a doua din Romani, capitolul 8 cu 5, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului, spune aici. Și apoi uitați-vă al cincilea lucru din ceea ce am adus în fața dumneavoastră. Punctul de destinație sau adresa finală, cu orice GPS, pe lângă poziționarea actuală, pe lângă explicațiile care apar pe acolo, pe lângă stațiile în geografia noastră spirituală, punctul de destinație sau destinația finală, adresa finală, este tot Romani 8, capitolul 8, cu versetul 6. Uitați-vă ce spune aici. Și umblarea după lucrurile firii pământești este ce? Moarte. Asta e adresa finală, moartea sau iadul. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este ce? Viață și pace, adică cerul, împărăția cerurilor. Și atunci vine Domnul și mă întreabă, măi, tu ce alegi? Pentru că haideți să ne întoarcem în Galateni, în capitolul 5,
și să observăm, că am citit numai o listă aici, sunt două liste, fratele Adi a vorbit din a doua listă, de la versetul 22 în jos. Roada Duhului dimpotrivă este, și uitați-vă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și să știți că Dumnezeu de multe ori ne pune în laboratorul Lui și în atelierul Lui între cei dragi. Dacă tu îți permiți cu soția, cu soțul, cu copilul să faci ceva care e din cealaltă listă, atunci ceva nu e în regulă, cu ei îți permiți, între oameni poate ți-e rușine sau ți-e frică, ai vrea să te cunoască altfel decât ești acasă. Dar dacă cumva Domnul te-ți dă puterea asta, și o să trecem imediat la ceva practic, dacă Domnul îți dă puterea aceasta, vine Domnul și toarnă în inima noastră roada Duhului, Domnul să ne ajute. Există tot în ceea ce vorbeam în tema noastră, așa să spunem, un sistem sau sisteme de referință. Le numim noi sateliți. De acolo vin până la urmă toate semnalele pe pământ pentru aparatele noastre. Și din punct de vedere spiritual există doi sateliți. Vorbim așa, vorbim metaforic. Unul este ceresc și anume este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și altul este pământesc și este ascuns în mine, e firea mea pământească. Și atunci, semnalele de aici, dinăuntru, sunt mai aproape decât cele care vin de sus, la unii. Și mai degrabă ascult de eul meu decât să ascult de Duhul Sfânt. Și atunci mă mir și zic, mă, de ce am ajuns în situația în care am ajuns? Pentru că am ascultat de mine, de simțurile mele, de ceea ce ardea în inima mea și trebuia să mă exteriorizez. Și Domnul zice, nu. Nu, nu. Există niște remedii. Uitați-vă că tot textul nostru, atât de minunat Domnul cum lucrează, uitați-vă că ne dă aici niște remedii. De la versetul 24 în jos. Primul remediu este răstignirea firii pământești. Versetul 24. Cei ce sunt, am greșit să știți, primul remediu e să fie al lui Hristos. Vedeți? Să fie al lui Hristos. Pe dacă eu nu sunt copilul lui Dumnezeu, să împrumut, nu-mi dă nimeni nimica, pentru că nu sunt, nu am filiația. Primul, uitați-vă, cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus. Al doilea e răstignirea. După ce ești al lui Hristos, te-a înfiat Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu, urmează răstignirea. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. În momentul în care eu sunt răstignit pe dinăuntru, fraților și surori, răstignit în firea mea pământească, dacă îmi vine să fac ce făceam în lume sau înainte de a mă pocăi, trebuie să se vadă semnul cuielor. În viața mea trebuie să se vadă semnul cuielor. Dacă n-am semnul cuielor în relația mea cu soția sau cu soțul sau cu copiii sau cu cei dragi sau cu frații din biserică, e o mare problemă. Trebuie să se vadă semnul cuielor, răstignirea, patimi și pofte. Poftele sunt probabil de moment, patimile deja se dezvoltă în timp, dar tot trebuie răstignit, pus pe cruce. Versetul 25, umblarea prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul și ne lăudăm că am început așa, prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, Domnul să ne ajute, fraților. Și uite, o verificare, un sistem de verificare, dacă suntem buni sau răi, dacă suntem bine sau rău. Versetul 26. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Dacă umbli după slava ta, după eul tău, după lauda de sine, după tămâierea de sine, atunci nu, ceva nu e în regulă și trebuie să ne pocăim. Haideți să mergem mai departe și să trecem la un capitol, să zic așa, tehnic, extras din ceea ce am citit. Până aici am vorbit așa, mai să zic, pentru copii, pentru tineri, în imagine mai mult. Dar haideți puțin să ne apropiem de lucrurile serioase ale Bibliei, să spun așa, și să vedem că această sintagmă din versetul 22, roada Duhului, roada Duhului, este unică în toată Biblia.
Nu mai există nicăieri în Noul Testament această sintagmă, roada Duhului. Există cuvântul roadă de 66 de ori în Scriptură și Domnul se referă prin autorii Noului Testament, în special la roada produsă, să zic, de pământ, de pomi, de viță de vie, roada pântecelui și așa mai departe. Dar există cel puțin două expresii care ne dau de gândit, și anume o expresie din Efeseni 5:9, unde scrie de roada luminii, și o altă expresie din Filipeni 1:11 și mai este și în Evrei 12:11, roada neprihănirii. Ei, la asta se referă roada Duhului, la o roadă a luminii, la o roadă a neprihănirii. Adică, mai pe înțelesul nostru, roada Duhului este o expresie metaforică, fraților și surori, și se referă la nouă trăsături produse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi pentru a fi asemenea lui Iisus Hristos. Deci aceasta ar fi, să zicem, o explicație la expresia roada Duhului. Ce interesant aici, există așa numitul singular colectiv. Nu zice roadele Duhului, ci zice roada Duhului. E un singular colectiv. De ce? Pentru că uitați-vă, sunt mai multe trăsături. Și Domnul ne vorbește prin Apostolul Pavel, dacă tu trăiești în GPS-ul ăla rău, să zicem așa, ești călăuzit de diavolul sau de firea ta pământească, tu poți să faci, poate unul să se mânie, altul poate nu se mânie, dar se uită unde nu trebuie, la niște imagini murdare, altul poate are altă problemă, poate e lacom. Și atunci Domnul zice, unul poate să păcătuiască într-un fel, în alt fel, altul în alt fel și așa mai departe. Astea sunt faptele firii. Dar în momentul când Duhul Sfânt coboară în viața ta, asta e prima condiție, nu poți să ai roada Duhului fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu poți. Și atunci când apare Duhul Sfânt în viața noastră, de aceea e numită expresia asta singular colectiv, pentru că fiecare din aceste nouă caracteristici trebuie să existe în viața noastră, fraților. Nu pot să am numai dragoste fără să am bucurie. Nu pot să am pace fără îndelungă răbdare. Nu există. Toate acestea nouă trebuie să existe în viața noastră. Și ce e foarte interesant, iarăși să știți, raportul dintre roada și darurile Duhului. Există oameni care spun, bă, ăsta e un om sfânt al lui Dumnezeu, că e proroc. Adevărat, posibil, nu zic, dacă prorocul acela are și roada Duhului, da, poate să fie un om sfânt al lui Dumnezeu, dar darurile Duhului Sfânt, fraților și surori, nu sunt dătătoare de caracter. Darurile Duhului Sfânt pot să vină din exterior, le dă Dumnezeu în biserică cui voiește, la unul îi dă un dar, la altul alt dar și așa mai departe. Dar roada Duhului este dată în interiorul nostru, nu vine din exterior. Este rodirea aceea interioară a Duhului care locuiește în noi. E mare diferență. Ori darurile Duhului Sfânt atunci când vin în viața noastră, ele pot să producă zidire sufletească în biserică. Dar când vine roada Duhului în viața mea, ea produce zidire sufletească în mine însumi. Darurile Duhului Sfânt nu garantează spiritualitatea unui om, am amintit deja, dar roada Duhului garantează spiritualitatea. Și atunci Apostolul Pavel preia metafora asta din agricultură, le vorbea în principiu unor oameni care se îndeletniceau mult cu agricultura. Și atunci el preia aceasta și le transmite următorul mesaj. Cei care seamănă în Duhul, de fapt aici în Galateni, în capitolul 6, uitați-vă ce spune versetul 8 sau 7 și 8. E exact continuarea ideii pe care el deja a lansat-o în 5:22, 6:7. Dumnezeu nu se lasă să fie. Ce seamănă omul, aceea va și secera. E principiul seamănă și culege. Versetul 8. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Și acum uitați-vă, fraților și surori, la această metaforă agricolă, să o numim așa, cuprinsă în sintagma roada Duhului. Și am notat eu aici, am găsit odată la un autor creștin și tare mi-a plăcut și mi le-am notat așa în listă. Pentru că autorul acesta a surprins următoarea idee, pe care deja am anunțat-o în fața dumneavoastră. De ce e singular colectiv? Pentru că e o roadă, e un fruct și acest fruct, această roadă are 9 caracteristici. Cercetătorii Bibliei au mai găsit încă 57 până ajungem noi acolo, dar nu putem ajunge decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă locuiește Duhul Sfânt în noi. Și ascultați ce a găsit omul acesta, mi-a plăcut să știți. Dragostea e miezul sau inima fructului. Când vine Duhul Sfânt și produce roada lui, roada Duhului, tu ești plin de dragoste și atunci ai miez, frate, ai miez. Chiar dacă nu știi să predici Biblia sau așa, măi, îl îmbrățișez pe cineva, te iubește Domnul, mă rog pentru tine, și la simte că pulsează în inima ta dragostea lui Dumnezeu. Și atunci e întărit, e bucuros că deja s-a hrănit din roada Duhului care e în inima ta. Am întâlnit, să știți, în cel puțin 2 biserici de-a lungul misiunilor pe care le-am făcut, 2 oameni care mi-au atras atenția în mod deosebit. Era unul departe, peste ocean. Și omul acesta, știți ce făcea? Plângea pe genunchi, fugea afară, aducea pe oameni înăuntru, se mai pocăiască cineva, se ducea la cutare, de ce ești trist? Mai rogă-te, hai că mă rog cu tine, te ajut. Era plin, electrizat de dragostea lui Dumnezeu și m-am bucurat de el. Și am întâlnit pe un altul aici în țară, la noi undeva lângă București, un om care și acesta, exact la fel, plângea, fraților, plângea și primea la el pe oricine și dacă era cazul pe cerșetorii de pe drum și le spăla picioarele și făcea tot ce era mai bun pentru că el îl iubea pe Hristos și îl vedea pe Hristos în cei din jurul lui. Domnul să ne dea această caracteristică, roada Duhului, adică dragostea. De altfel, sunt cercetători care spun că aceste caracteristici s-ar putea interpreta așa. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea 2 puncte. Și atunci, exact cum spunea fratele Adi, inspirat de aici, din 1 Corinteni 13, dragostea 2 puncte, asta e roada Duhului. Dragostea care se bucură, care are pace, care aduce îndelungă răbdare, care este bună, care face bine, care e credincioasă, care e înfrânată, e o interpretare. E minunată dragostea, Domnul să ne-o dăruiască. Să nu fim într-un muzeu spiritual și să analizăm ca la insectar. Bucuria este sucul, sucul. Vezi pe câte unul, vine Duhul Sfânt, bă, stai plin de bucurie, dar de ce? Emană, iese pe din afară sucul ăla al bucuriei Duhului Sfânt care este peste. Mă vezi că mi-a trecut toată supărarea, că l-am văzut pe el bucuros. De ce? Duhul Sfânt din el a venit și în mine, în ființa mea și mi-a dat Dumnezeu bucurie. Doamne, cercetează-ne să fim plini de suc și verzi. Domnul să ne ajute. 3. Pacea, fibra fructului. Vezi pe unul care e plin de pace, chiar când e furtună, când năvălesc apele, când vine pandemia. Măi, lângă ăsta aș putea să stau că mă ajută în rugăciune și Dumnezeu ăsta i-a dat o mare siguranță. Are o fibră, are o tărie, pentru că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, este peste el și îi păzește inima. Și apoi, îndelunga răbdare, aici e mai problemă la noi. Și bine o găsit-o, dichisit-o omul ăsta, codița fructului. Bă, mi-am pierdut răbdarea, ți s-a dus fructul în țărână, frate, pentru că s-a rupt codița, s-a terminat cu roada, nu mai ai roada Duhului, vedeți? Bunătatea, mireasma, atâtea fructe merg pe la Lidl, pe la mall-uri, măi, n-au nicio mireasmă, eu le iau să știți, asta fac, o miros că scrie că e românează, produs românesc, mă, nu-i bun, îl las acolo, n-are rost să-l mai iau. Păi așa se întâmplă, fraților, când ai roada Duhului, ai mireasma lui Hristos asupra ta și Domnul îți dăruiește așa ceva, bunătate. Văd oamenii bunătate, emană din tine bunătate, ești bun cu ei. Apoi, facerea de bine sau milostenia, e gustul. Vine cineva, îi dai o clătită, o sarmală, nu știu ce. Deci, mă, o gustat, mă, din bunătate ce ți-o dat-o Dumnezeu, din milostenia ce ți-o dat-o Dumnezeu. Ți-o dat caracteristica asta. Credincioșia, forma fructului. Forma fructului. Nu poate să fie azi de formă măr sau pară și mâine să fie mărăcine. Nu, nu, nu. Pentru că trebuie să fii frate și soră, să fii credincios celui ce te-a chemat. Să fii ca și Iisus Hristos.
Nu asemeni cu Iisus și mâine asemeni cu lumea. Trebuie să ai o formă, să fii credincios. Blândețea, coaja fructului. Vedeți? Și aici e ceva de... Dacă n-are fructul coajă sau are o coajă subțire, intră viermii. Așa se întâmplă și la noi, când nu ești blând și te enervezi, intră viermii, fii atent, e mare problemă. Și apoi înfrânarea poftelor e culoarea. Mai vedem cât e un creștin așa gălbejit, abia să târăște, ne dăm seama că ceva nu e în regulă cu înfrânarea, nu se poate înfrâna. Trebuie să ai culoare, culoarea lui Hristos, culoarea lui Hristos, înfrânarea. Vedeți, sunt atâtea lucruri minunate aici, mă bucur că Domnul ne-a vorbit în seara asta și vă las, fraților și surori, și mie și dumneavoastră, la toți, tema aceasta de casă, să analizăm lista asta și să o cultivăm în viața noastră, să-L rugăm pe Domnul să lase pe Duhul Sfânt să o cultive în viața noastră. Și apoi să analizăm și cealaltă. L-am auzit odată pe fratele Ezechiel Suciu, zice, măi, am întâlnit pe un frate odată și o luat lista de acolo din Galateni 5, cea cu faptele firii. Și le-a notat și a mai luat altă listă și a notat și a pus pe ușă o listă întreagă. Și în fiecare zi se lupta. Oare o am? Vai, o am. Nu-i bine. Rugăciune, post. Când vedea că Dumnezeu i-a dat biruință, tăia de pe listă, aleluia, am scăpat încă de o faptă a firii. Dar prin Duhul putea să facă lucrul ăsta. Până o tăiat de pe listă tot ceea ce trebuia tăiat și a devenit un om biruitor prin Duhul lui Dumnezeu. Pe măsură ce ies alea rele, intră cele bune, să știți, că așa face Dumnezeu. Vidul îl cheamă pe Duhul Sfânt în viața noastră, golul acela, foamea după Dumnezeu, setea după Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu. De ce? Am scos cele rele și l-am chemat pe Dumnezeu cu cele bune. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin.